Femeile din Mircea, Vodă și Satul Nou nu au vrut ca ziua de 8 martie să treacă oricum, așa că au îmbrăcat straie de sărbătoare și și-au dat întâlnire la căminele culturale din cele două localități. Primăria comunei a organizat spectacole tematice special pentru ele. Cu ocazia zilei 2 martie, în fiecare an Consiliul Local împreună cu Primăria organizează în cinstea femeile, doamnelor și domnișoarele, acest eveniment. Anul acesta, în cadrul Căminului Cultural Mircea Vodră, au prezentat momente artistice copiii de la școală, de la școala din Mircea Vodră, copiii cu dansurile de la Satul Nou și un spectacol de formația Crist Band. Le-am oferit cu această ocazie tuturor doamnelor și domnișoarele. Le doresc multă, multă sănătate, o primăvară frumoasă și tot ce-i mai frumos să li se îndeplinească, alături de cei dragi. Doamnele au intrat numai decât în atmosfera de spectacol. Foarte frumos, copiii s-au străduit și totul a ieșit foarte bine. Sunt binevenite astfel de evenimente? Da, pentru că este o localitate destul de mică și doar la astfel de evenimente lumea poate să iasă și să participe. Păi e frumos, se mai distrează și lumea! Mai avem ceva nou? Foarte frumos. De toată viața mea mi-a plăcut dansurile românești și ținuta. Este binevenit? Foarte bine. Dacă odată în an este ziua noastră, măcar hai să o respectăm. Am lăsat treaba și am venit să vedem copiii noștri, să fim bucuroși de ei și tot ce se dorește în viață. Mi se pare spectacol? Foarte frumos. Ne mândrim pentru copii. Frumos. Este binevenit? Bineînțeles că dacă nu era binevenit, nu vineam. Pentru ziua femeie, cred că e bine. Este important să se organizeze astfel de evenimente? Păi este, că odată e ziua femeie, o mărte. 8 martie a pus capăt zilelor dedicate sexului frumos, însă primăvara de-abia a început, astfel că doamnele și domnișoarele urmează să se bucure de acum înainte de vremea frumoasă care le va încălzi și sufletele.